Salut și bine v-am găsit la un nou episod din joculețul acela în care trebuia să se enervezi vecinul. De data asta vreau să facem o revizitare și să jucăm toate cele trei jocurile, să vedem ce update-uri s-au făcut și ce enervări noi au apărut. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și fiți atenți, noi trebuie să le enervăm până când chestia asta de aici se face complet roșie. În momentul acela, ceva magic și special se va întâmpla. Așa că vreau în felul următor. În momentul în care eu bat la ușă, voi vreau să apăsați pe butonașul de like, ok? Hai să vedem. Toată lumea a înțeles? Hai să vedem pe butonașul de like în 3, în 2, în 1 și batem la ușă! Domnul, sunteți acasă? Domnul de vecin! Eu bat la ușă, sper că voi bateți acolo pe butonașul de like, uite așa. Opa! Salut, domnul, ce faceți? Se uită stânga, se uită dreapta, nu știe ce să zică, dar... nu prea îi convine că noi suntem aici. Cred că a băut cafeaua cam fierbinte, domnul vecin. Dar încă nu l-am enervat suficient, uitați-vă. Deci noi trebuie să le enervăm la maxim. Așa că hai să vedem. Cine n-a apăsat încă pe butonașul de like să apese ca să le enervăm și mai tare. Și vă promit că o să le enervăm la maxim, încât o să vedem cele mai tari enervări în episodul de azi. A crezut că a venit iubita lui și de fapt nu era iubita lui la ușă. Ia să vedem. Care-i treaba, vecine? Care-i treaba? Ești nervos? Ești nervos? Ia să vedem! Dar țineți cont că în episodul de astăzi vom vedea cele trei jocuri, că sunt trei jocuri și a uitat cheile înăuntru, lol! Pe asta nu cred că o știam! Deci v-am zis, sunt unele care sunt noi nouțe, abia apărute și vreau să le revizităm pe toate, deci toate jocurile, pentru că cu siguranță s-au adăugat update-uri în toate, așa că batem și la geam, asta o știm deja, deci nu e problemă. Unele o să se mai repete, dar n-ai ce să faci. Și aproape am ajuns aici la maxim, hai să vedem. Go away, adică pleacă de aici. Nu, nu vreau să plec de aici în niciun caz. Bat la ușă iarăși. Ia, mi-a dat cana lui cu smiley face ăsta, cu emoji răutăcios. Hai să o luăm totuși, adică ce să facem acum dacă ne-a dat-o. Și putem să le enervăm în continuare. Sună aici la sonerie. Domnule vecin, care-i treaba? Vezi că-ți uiți cheile iarăși. Vezi că-ți uiți cheile iarăși. Iar nu poți să intri în casă. Nu s-a învățat minte de data trecută deloc. Ia uitați-vă. Și ce faci acum? Ia. Ce faci că nici nu poți să mai intri în casă? Hai să încercăm să-l enervăm iarăși până crește chestia asta roșie de tot. Vedeți aici? Nervozitatea la maxim. Un păianjen. Căpățâna ta! Aha! Și-a dat seama că am târziu. Și-a dat seama că am târziu. Nici pe ăsta cu păianjenul nu-l țin minte. Deci asta zic că merită să le mai reîncercăm, să le mai revizităm joculețele vechi pe care noi le-am jucat în trecut pe canal. Doar că v-am zis, episodul ăsta e mai special că le jucăm pe toate. Deci stați până la finalul episodului dacă vreți să vedeți. Ce e asta? Ok, o gărgăriță? Nu, să nu-i dai cu ziarul, nu! Băi! Nu fi rău! Nu fi rău! Ia uite ce rău e, bă! Mănâncă un... un ăsta, un hot dog? Ah, ok. Am mâncat ziarul în loc de hot dog, că nu se uită și nu e atent. Îl enervăm extrem de tare. Fiți atenți că acum s-a zis cu noi. Ia uite ce nervi are! Se transformă în Pikachu! Ok! Hai că ai întrecut măsura, vecine. Și mai avem foarte puțin și le enervăm din nou. Ia să vedem. Și mi-a dat o cană nouă, dar asta nu e cu nimic special. Deci hai să mergem noi la My Collections aici. Și practic unele dintre ele le poți debloca direct. Unele dintre ele trebuie să plătești cu reclame. Deci ia, hai să dăm pe ăsta de 200. Și îți dă o chestie de asta random. Deci poți să primești de aici chestii random, ceea ce e destul de tare. Dar noi nu vrem să facem asta, noi vrem să le enervăm din ce în ce mai tare. Deci o să schimbăm doorbell-ul. Îl punem pe ăsta. La suvenir aici, nu știu dacă te ajută cu ceva chestiile astea, deci nu o să ne uităm foarte mult. Sună altfel de data asta, vedeți?
Go away, știu că ai spus că trebuie să plecăm de aici, dar nu vreau să plec. Vreau să te enervez a treia oară, după care, după ce le enervăm a treia oară la maxim, vom schimba jocul și vom încerca al doilea joc din seria lui. Ia, uite-l mă că plânge săracul. Pa nu, acum râde. Ok, a luat-o razna. Vă dați seama că dacă bate cineva la ușa lui în continuu, se enervează rău de tot. Până la urmă, cred că oricine s-ar enerva. Și mi-a dat aici încă o cană. Ok, bun, hai să trecem la cel de-al doilea joc din serie. Vedeți că ne-am depărtat puțin de casa lui. Aici este copacul unde băteam la ușă și acum nu mai poți să bați la ușă, ci o să batem în chestiile astea pe aici. Și o să funcționeze pentru că el așteaptă un pachet foarte important să vină și în momentul în care noi facem așa, el va veni. Ia uite-l! Ia vezi, a venit pachetul special? Ce găsești acolo? Un papion? Dar nu prea stă bine. Tot roșu! Ok, deci îi place unul identic cu cel pe care l-avea anterior. Ce să mai zic eu de vecinul nostru? Nu știu care-i faza aici. Bun, hai să dăm iarăși și să vedem dacă vine. Ia, care-i faza acum? Ce se va întâmpla? O banană. A primit o banană. A, fiți atenți că acum când o să vină, o să alunece pe coaja asta de banană. Ia că sunt tare curios. Eu nu mai țin minte foarte multe din jocurile astea pe care le-am jucat. A trecut destul de mult timp. A alunecat pe banană și n-am mai apucat să ajungă să vadă ce a ajuns aici. New stamp. Deci poți să colectezi aici și hai să vedem. Astea sunt cele pe care le poți vedea. Deci toate enervările. Ok, bun. Hai să continuăm. Îl enervăm la maxim. Să vedem ce se va întâmpla. Ok, un fluier. A, pentru șarpe! Vezi cât de mușcă șarpele! Auleu, îl mănâncă cu totul! Bă, deschisese gura, de zici că vrea să-l mănânce cu totul pe vecin. Noroc că a terminat cântecelul mai devreme, că altfel cine știe ce se putea întâmpla. Bun, batem aici din nou și vecinul se duce să vadă dacă a venit coletul lui. A, asta în niciun caz nu cred că e coletul lui! Ok. Nu s-a întâmplat nimic? Parcă și el e dezamăgit, dar e bine totuși că totul este în regulă. Să batem din nou, a fost o vrăjeală. Haide, vecinule! Ce ai primit? Oh, bă, n-a fost o vrăjeală! Ok. Nu mă așteptam la chestia asta și nici nu țin minte să fi fost data trecută, dar... Ia! New stamp. Ok, deci am primit o de-asta nouă pentru catalogul nostru. Și hai să vedem următoarea chestie ce se va întâmpla. Domnule vecin, mama, a plecat racheta. Uitați-vă la fața lui ce nervi are. Și a crescut un ăsta nou. Ok, la asta nu mă gândeam că o să se întâmple pentru că nu crește cu, și cu chestia asta deja și gata făcută cutia poștală. Da, să zicem, să zicem. Bun, ce mai primește vecinul nostru? Tot o banană, ok, asta o știm deja pentru că s-a mai repetat. Dar, v-am zis, nu ai cum să le alegi. Până la urmă, sunt random. Bineînțeles, le poți da din cartea aia de acolo de jos. Dar asta doar dacă le-ai mai făcut anterior. Dacă nu le-ai mai făcut, nu le poți da. Am primit un nou stamp. Stampurile sunt un fel de... Cum erau suvenirurile în jocul anterior, doar că aici primești stamps. Ok, îl mai enervăm de câteva ori, după care vom trece la jocul al treilea. Miere, vezi că și albine unde-i miere. Aha, exact ce mă gândeam. Exact, ia uite ce față are, doamne. Batem din nou. Haide, domnule Grump, ca așa-l cheamă pe el, Mac Grump. Un șoricel. Mănâncă cașcaval și zice că e ceva înăuntru. Du-te acolo și vezi. Vezi ce e înăuntru, poate mai e niște cașcaval și pentru tine, zic. Ia vezi. Aaa, ia uite-vă ce i-a făcut. Doamne, ce farsă i-a făcut șoricelul. Batem din nou aici, rapid, rapid de tot și... Ce vom avea? Oare ce... Oh, scrisoare de la iubita lui. Ok.
Poate pe asta o aștepta? Bă, asta a fost ceva bun pentru el. Mă așteptam să fie doar farse și chestii de genul ăsta, dar aparent poate să-i pice și lui ceva bun. N-ai de unde să știi. Op! S-a împiedicat de tot, n-am mai putut să verifice. Eu nu știu dacă poți să dai și în altceva. Ok, poți să dai în astea, dar nu are nicio importanță, nu cred. Și poți să dai și aici, dar la fel, n-are nicio importanță. Deci singurul loc în jocul ăsta unde poți să dai să aibă vreo importanță e la cutia poștală. Asta e tot. Așa e jocul, n-ai cum să schimbi. Bun. Mănâncă. Ok. Aulă. Mamă, s-a făcut gigant. Dar doar pentru puțin timp. Deci nu a fost cine știe ce, dar totuși interesant. Și hai să vedem pe aici pe My Collection. Mă știu că, practic eu ar trebui să le am deblocate pe majoritatea dintre ele. Deci dacă îi dau play aici, ar trebui să meargă? Hai să vedem dacă funcționează. Că dacă tot le-am deblocate, deci asta ar trebui să fie ceva închis. Ok. I-a prins mâna. Nu. Asta e cea mai nasoală chestie, frate. Deschizi ușa și pe aia prins mâna, Doamne ferește. Și mamă, dar nu bine, nu-ți prins mâna de tot. Dar așa puțin că să te doară și nasol rău de tot. Mi s-a întâmplat de câteva ori și n-aș vrea să se mai întâmple. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Avem un arc. Ce se mai poate întâmpla cu acest arc? Aha. Asta cred că-i vine direct în față. Oare? Nu, a intrat cu totul înăuntru. Alo? Ok. Da, deci eu le pot selecta pe toate pentru că noi ne-am mai jucat jocul anterior. Și de asta. Dar altfel nu le-aș fi putut selecta. Bun. Și posibil să fie și unele noi, nu sunt sigur. Ce-a făcut, mă? Aaa, iese pe poartă cealaltă. Nu! Păi tu ai făcut! Și mai ești și nervos. Ar trebui să fii nervos pe tine, nu pe mine. Bun, acum vom schimba jocul și vom trece la cel de-al treilea și jocul final din seria aceasta cu Nu-ți enerva vecinul. S-a enervat atât de mult încât a plecat în vacanță. Și aici e mișto pentru că au readăugat acea bară de nervozitate, adică asta de aici. Și poți să apeși pe mai multe chestii. Poți să bați la ușă. Și vedeți că el vine, e nervos. S-a pus la un foc de tabără. Cred că e foarte fierbinte. Asta mă gândeam și eu. Că n-are cum să o mănânci așa. Din nou e nervos, dar trebuie să fie nervos pe el, nu pe mine. Și aici poți să apeși pe mai multe chestii. De exemplu, poți să dai pe foc. Și chestia asta îți crește și nervozitatea lui. Ok, asta nu-i bine deloc. Alo? Aruncă în apă. A funcționat. Coada ta! Ai grijă! Fugi! Ia uite-l, mă. Și de asemenea, poți să mai apeși și pe asta. Și asta la fel îi va crește nervozitatea, pentru că, na, faci zgomot și... adu să cânte șarpele din nou. Opa! Aha! L-a lăsat în pace și de data asta. Și vezi că e interesant să te joci jocurile toate deodată, pentru că vezi similarități între ele și detalii pe care poate nu le-ai fi putut vedea în mod normal. Hai să crește nervozitatea, să crească la maxim, să vedem ce se va întâmpla. Vrea să stingă focul. S-a aprins focul. Oh, nu poate! Mă așteptam să n-aibă nicio problemă. Ai de capul meu. Ok. Bun. Îl mai enervăm. E enervat cam pe la jumate acum. O ciocănitoare. O, imaginați-vă să dormiți să fac așa. Aha. S-a supărat. Bun. Pe la jumate. Hai să dăm și mai mare nervozitatea. Unele chestii o să se repete, de exemplu asta cu siguranță cred că e exact identică. Da. Dar v-am zis, n-ai cum să le alegi tu și trebuie să faci chestia asta. Din catalog e posibil să ne lase să le selectăm, dar nu te lasă să crești bara, nu cred. Așa că trebuie să facem chestia asta până crește la maxim. A luat foc asta, dar de unde? Că nu era niciun foc aici, v-ați văzut?
Asta a fost un bug? Sau ce? Uite, i-a luat foc coada de unde? Nu e niciun foc aici. Ce magie sau care-i faza? Sau pur și simplu un bug s-a întâmplat. Bun, hai să batem din nou aici. O, e pe roșu nervozitatea, ați văzut? Ciocănitoarea din nou. Ok, s-a dus casa lui în apă. S-a dus direct în apă. Bă, măcar a reușit să o scoată de acolo, dar n-are o frână. Ar trebui să aibă un fel de frână ceva, nu? Adică nu poate să pice așa random. Ouleu. Ia uitați-vă aici. A? Este aproape full nervos, dar mai are puțin. Mai are puțin. Nu, iarăși, nu. Frate, am văzut-o pe asta de 7 miliarde de ori deja, cred că. Nu știu, unele au o șansă mai mare să-ți apară decât altele. Asta pur și simplu se întâmplă, n-ai ce să faci. Bun, îl mai enervăm. Găleata din nou. Ok, stinge cu găleata. Știm bine că nu o să stingă, pentru că și asta la rândul ei s-a repetat, dar asta e. Vreau să văd ce se întâmplă când se face full. La celelalte îți primeai suvenir sau stamps. Aici ce se va întâmpla? Oh! Oh, țin minte chestia asta! Mamă! Ia uitați-vă, deci așa de mult nervi a avut. Sunt curios dacă intrăm aici, de exemplu. Da, vedeți, pot să le dau replay la astea pe care le-am văzut până în acest moment. Însă, nu cred că pot să le dau replay la cele pe care nu le-am descoperit. Deci, practic, aici este complet random. Chiar dacă eu m-am mai jucat jocul anterior, nu ține de chestia asta absolut deloc. Și din ce observ, cel puțin până în acest moment, sunt foarte multe care se repetă în jocul ăsta în mod special. Dacă ar fi să aleg unul dintre jocuri, să zic că e preferatul meu dintre toate astea cu enervatul vecinului, aș spune că primul joc e cel mai bine realizat. Nu știu, asta e părerea mea. Acum scrieți și voi în comentarii dintre jocul 1, 2 sau 3, care vi s-a părut vouă cel mai interesant dintre toate astea. Chiar sunt curios să văd. Pentru mine, v-am zis, jocul 1 rămâne cel mai bun, chit că grafica e mai bună în jocurile astealaltă. Ăsta e ăsta, ok. O să dai bani și să-l vezi iarăși. Dar, da, se repetă și ăsta. Acum poți să dai așa. Ăsta e nou? Ăsta cred că e nou. Măcar avem unul nou. A crezut că e vreme frumoasă și de fapt e vreme ploioasă și cu fulgere. Da, oameni buni, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!